Ultimii angajați ai singurului institut de cercetare din România, care se află la Ploiești, cer să fie eutanasiați, pentru că locurile lor de muncă nu au fost salvate nici până în prezent, iar salarii nu au mai primit de mai bine de 2 ani. Am considerat că cel mai simplu este o eutanasiere. Atâta timp cât pentru un deținut se cheltuiesc 24 de milioane de lei, pentru orice om fără servici, fără primește o pensie, primește o alocație, o indemnizație de sprijin, noi de 2 ani și 2 luni nu am primit niciun ban, în condițiile în care ANAF-ul ne-a luat toți banii de pe toate contractele, i-a luat prin executări silite. Singura soluție să poată scăpa de noi, nu se mai poate în felul acesta, nu mai putem să trăim. Nu mai avem nicio posibilitate de supraviețuire. Situația mea este și mai dramatică, că și eu și soțul lucrez aici. Ce să mai poată? Am un tată de 79 de ani care este diagnosticat cu cancer, care face tratament, care vine la comisii, care stă prin spitale. Salariile sunt închețate la octombrie 2010 și atunci, dacă din octombrie 2010 nu mai ai nici posibilitatea de a lucra, nici posibilitatea de a avea un salariu, nici nu știi ce statut ai, dacă ai de salariat sau nu, mi se pare o măsură firească la care se poate gândi un salariat. Eutanasiere. Da. Sutele de înștiințări și memorii făcute pe la toate instituțiile abilitate din țară, care ar fi putut salva instituția, au rămas fără niciun răspuns. Oamenii sunt disperați și spun că trăiesc mai rău decât persoanele asistate social, care de bine de rău primesc câțiva lei într-o lună de zile. După atâtea sute de memorii, de petiții, de în 2 ani și ceva, mers meeting-uri la București, întâlniri de lucru, de dialog social la prefectură, nimeni nu mișcă un degețel pentru acest institut. Nimeni, numai promisiuni. Raza de speranță evită la începutul anului, prin probabilitatea preluării institutului de către Ministerul Educației și Cercetării, a fost doar o idee care nu s-a transformat în realitate. Prefectul județului dă însă asigurări că în scurt timp problema se va rezolva. A fost emis un proiect de hotărâre de guvern prin care se soluționează această problemă. Practic se înființează INCUP, persoană juridică română cu un capital de 1.000.000 RON, deținut integral de statul român prin Ministerul Educației Naționale, obiect de activitate principal cercetarea dezvoltare în științe naturale și inginerie. De asemenea, este să preia o parte din imobilul acela care este proprietate publică a statului român, de la Ministerul Economiei la Ministerul Educației Naționale și, bineînțeles, bugetul necesar pentru a se achita drepturile salariale. Deci ceea ce s-a promis de către domnul ministru Costuie, ministru delegat pentru cercetare, s-a făcut prin această hotărâre de guvern, proiect de hotărâre de guvern, care urmează să treacă prin filtrul respectiv, să se aprobe și când să plice în practică. Din punctul meu de vedere, în momentul ce se aprobă în ședința de guvern, devine operațională și în maxim 2 săptămâni ar trebui tot ce înseamnă parte de imobil, de utilități și de alocare de sume din buget pentru plata salariilor. La IPCUP Ploiești mai sunt acum angajate puțin peste 40 de persoane, de la un total inițial de peste 15.000.